adunați în această seară aici, la Checea, am vrea să așezăm la temelia învățăturii din această seară un cuvânt din Scriptură, din Sfânta Evanghelie după Luca, de la capitolul 16, începând cu versetul 19. Iată ce spune aici cuvântul Domnului, un cuvânt de altfel cunoscut fiecăruia dintre dumneavoastră. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-a îngropat. Pe când era el în locuința morților în chinuri și a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa ca cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Bogatul a zis, rogu-te dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Nu, părinte Avram, a zis el, ci dacă se vor duce la ei cineva din cei morți, se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Amin. Domnul să-și binecuvânteze cuvântul. Domnul să-și binecuvânteze și ogorul în care v-ați fi semănat cuvântul. Și Domnul să binecuvânteze și semănătorul. Vă rog să vă așezați. În această seară trebuie să vă mărturisesc că pentru mine e o mare surpriză ceea ce văd. I-am spus fratelui Darius, e o mare surpriză, pentru că știu că în perioada de vară nu e simplu să adune atâția oameni la oaltă. Însă cred cu toată tăria că toți cei ce sunteți aici, sunteți aici pentru că Dumnezeu are plan cu voi. De altfel, așa m-am rugat astăzi Domnului, știind că va trebui să predic Evanghelia, am zis, Doamne, adu-i, pregătește-i și adu-i la oaltă pe toți cei ce trebuie să audă cuvântul Tău. Să știi că Tu ești aici pentru că Dumnezeu are ceva să-ți spună. Și personal m-am bucurat de cuvântul care ne-a fost pus înainte prin fratele George, care zicea așa, de aici tu vei pleca ori întristat, ori fericit. Te întreb și eu alături de fratele George, cum vrei să pleci de aici? Fericit. Dragii mei, la o evangelizare trebuie să vă spun care este rețeta fericirii. În Psalmul 73, ultimul verset, spune așa, cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropiu de Domnul. Așadar, dragii mei, toți avem șansa să plecăm fericiți de aici, știind că apropierea de Domnul este cheia fericirii. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Nu știu pe câți dintre dumneavoastră am avut ocazia să-i mai întâlnesc în viață, nu știu asta. Mă uit prin sală, văd câteva chipuri cunoscute, dar nu foarte multe. Dar eu știu un lucru despre toți cei ce sunt aici. Chiar dacă nu v-am mai văzut, știu un lucru despre fiecare dintre cei ce sunt prezenți aici. Vreți să vă spun care e lucrul acela? Peste 100 de ani, niciunul dintre noi nu vom mai fi aici pe pământ. De acord cu mine?
Niciunul. Dar vai, s-ar putea întâmpla ca unii nici peste un an să nu mai fie aici pe pământ. S-ar putea întâmpla pentru unii ca nici peste o lună să nu mai fie aici. Știți de ce? Pentru că niciunul dintre noi n-are contract cu dătătorul vieții ca să zică cât trebuie să trăiască pe pământ. Viața noastră este în mâna lui Dumnezeu. Îngăduiți-mi să vă spun o statistică foarte importantă. Știți dumneavoastră câți oameni de pe pământul acesta mor în fiecare an? Vă spun eu. Nu sunt datele mele, sunt statistici oficiale care spun așa. În fiecare an pe pământ mor 56 de milioane de oameni. Ce părere aveți de asta? Sau dacă vreți să coborâm puțin lucrurile, să vă spun câți oameni mor pe lună pe pământul acesta. 4.679.452 de oameni pe lună. Pe zi. Știți câți oameni mor pe zi? 153.424 de oameni pe zi. Știți câți oameni mor pe oră? 6.392 de oameni pe oră se duc. 106 oameni mor în fiecare minut și 2 oameni mor în fiecare secundă. Am o întrebare pentru tine. Tu știi care e secunda ta? Nu știi asta. Dragul meu, secunda ta poate să fie mâine, poate să fie poimâine sau vai, s-ar putea să fie noaptea aceasta. De aceea zic și eu ca și fratele Ilie, care amintea aici un verset și a zis așa, fiindcă are să ți se întâmple acestea toate, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău. La asta vă chemăm într-o seară de evangelizare. Frate Darius, cred că Dumnezeu ți-a pus pe inimă hotărârea aceasta de a organiza o evangelizare. Cred că e de la Dumnezeu și uită-te spre oamenii aceștia. Între ei, Dumnezeu a avut plan să mântuiască, chiar în seara aceasta. De aceea, dragii mei, vreau să vă spun că pregătirea pentru întâlnirea lui Dumnezeu este cea mai urgentă nevoie a fiecărui om. Ascultați-mă bine, n-aș fi bătut drumul din Timișoara până aici, chiar dacă nu e așa departe. Dacă n-aș fi știut că Dumnezeu are plan cu viața ta. Uitați-vă la oamenii aceștia care au venit din Toflea. Știți cât e până acolo? Exact de la vest, de unde suntem noi, până la estul țării. Trebuie să străbați țara în lung și în lat. Dar știți de ce sunt ei astăzi aici? Pentru că Dumnezeu are plan de mântuire la Checea. Nu vedeți dumneavoastră ce face Dumnezeu? Îl pune pe unul din Germania să organizeze. Îi trimite pe oameni din Toflea până aici ca să evangelizeze. Și lucrează Dumnezeu în așa fel ca tu să fii aici. Vreau să spun tare și răspicat. Întâlnirea din această seară a fost programată de Dumnezeu în ceruri încă de multă vreme. Pentru că Dumnezeu are de lucru în viața ta. Am citit în această seară un cuvânt din Scriptură care prezintă o mare realitate de care mă rog lui Dumnezeu să fim conștienți fiecare dintre noi. Toți oamenii mor. Numai că atunci când vorbim despre moarte, tot auzim noi în fiecare zi, ai auzit că a murit cu tare, ai auzit că a murit cu tare. Dar știți cum facem noi? Zicem, ăștia sunt alții, nu suntem noi. Alții mor, dar nu e vorba de noi. Dragul meu, într-o zi s-ar putea să fie vorba despre tine. De aceea îți spun tare și răspicat în seara aceasta, dacă tu ai o nevoie urgentă, nevoia cea mai urgentă pe care o ai este să cauți să-ți asiguri veșnicia. Știi de ce? Pentru că aș vrea în această seară să ne uităm și să înțelegem ce se întâmplă dincolo de pragul morții. Te-ai gândit la asta? Ce e dincolo de pragul morții? Poate că te-ai uitat la alții care au murit și zici, ce să fie? Un sicriu? Cum mătase în el?
cu perinița la cap, unde stă și te pune și asta e tot. Să nu te înșele amarnic. Dincolo de pragul morții sunt două realități. Fie raiul, Doamne ajută-ne să ajungem în rai. Sau vai, 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 Doamne păzește-ne să n-ajungem în iad. Ei bine, dragii mei, suntem în această seară aici ca să ne pregătim ca să putem să mergem în rai. Doamne ajută-ne! Domnul Iisus ne-a lăsat acest cuvânt în Scriptură tocmai ca să înțelegem ce se întâmplă dincolo de moarte. Și pentru aceasta vreau să vă spun că Domnul ne-a pus înainte două personaje tipice. Unul are numele Bogatul, e nume ăsta. Fratele Ilie zice, nu-i nume, sigur că nu-i nume, pentru că înaintea lui Dumnezeu nume au doar aceia care sunt ai lui. Și bietul, bogatul acesta, atâta îi se zice, bogatul. Și celălalt avea nume, îl chema Lazar, pentru că Dumnezeu îi cunoaște pe nume pe cei ce sunt ai lui. Eu mă rog lui Dumnezeu ca în această seară tu să poți da mână de împăcare cu Dumnezeu. Să-ți spună Dumnezeu pe nume și să zică, de astăzi înainte te fac copilul meu. Și vreau să știi într-o seară de evangelizare ca și aceasta, că Dumnezeu are toată puterea ca într-o seară ca aceasta, într-un minut dacă vrei, în ceasul acesta, cât mai avem de stat aici, Dumnezeu are puterea să te facă copil al Lui. Două personaje, Bogatul și Lazar. Bogatul era omul căruia i-a pierit numele, că niciunul nu-i știm numele. I-a pierit numele, dar i-a rămas veșnic pomenit păcatul și iadul. Iar Lazar, săracul, era omul căruia i-a pierit suferința, dar i-a rămas pomenit pe veșnicie numele și raiul. Ei bine, dragii mei, pe oamenii aceștia, pe pământ, știți ce îi despărțea? Aici pe pământ, în viața asta, îi despărțea doar o ușă. Pentru că așa zice Scriptura, la ușa lui zăcea un sărac cu numele Lazar. O ușă îi despărțea aici, dar în veșnicie ce i-a despărțit? O prăpastie mare. Atât de mare încât nu se putea trece dintr-o parte în alta. Dragii mei, în această seară, mă uit cu emoții spre dumneavoastră, cei ce ați venit aici la Căminul Cultural din Checea. De ce vă spun că mă uit cu emoții? Pentru că este o realitate descrisă în Scriptură. Spune că unul va fi luat, altul va fi lăsat. Putem să stăm foarte aproape unul de celălalt și să nu ne despartă mai nimic unul de celălalt. Dar dacă nu știm să ne pregătim pentru moarte, pentru plecarea din lumea aceasta, s-ar putea ca acolo să ne despartă o prăpastie mare. De aceea zic încă o dată, Doamne, ai milă! Dragii mei, bogatul, care credeți că a fost păcatul lui de a ajuns în iad? Care? Ziceți că le găsim. Care? Mândria, bun, altceva. Zgârcenie, altceva. A avut milă. Foarte bine. Vedeți dumneavoastră, de ce v-am întrebat? Pentru că s-ar putea cineva să zică, a ajuns în iad bogatul pentru că era bogat. Nu, vreau să vă spun că Avram, despre care scrie aici, că era și el acolo în rai, sânul lui Avram, Avram a fost bogat, dar bogat, bogătoc mare, binecuvântat de Dumnezeu. Și totuși a ajuns în rai. Însă vedeți dumneavoastră, nimeni nu ajunge în iad degeaba. Vă rog să mă înțelegeți, nimeni nu ajunge degeaba în iad. Și în această seară, în fața noastră a fost pusă o ofertă, prin frații care au luat cuvântul aici, a fost o ofertă spre fericire. Dragii mei, Dumnezeu ne dorește pe toți în raiul Lui. Dragii mei, săracul, oare ce lucruri grozave a făcut el încât a ajuns în rai? Numele lui Lazar
știți ce înseamnă? Vine de la Eleazar. Și asta înseamnă Dumnezeu a ajutat. Adică știți ce îl caracterizează pe omul acesta? Nu uitați că numele în vechime prezenta caracterul unei persoane. Știți cum era Lazar? Unul care depindea de Dumnezeu și de ajutorul lui Dumnezeu. Ce diferență între cei doi. Unul cu trupul plin de haine de mătase și de in. Și de purpură. Și de cele mai scumpe materiale. Celălalt avea trupul plin de bube. Unul mânca cele mai mari bunătăți. Celălalt se bucura când cădea vreo firimitură. Vedeți dumneavoastră diferența dintre oameni? Ei bine, vreau să vă spun ceva. Aceste două personaje tipice, la un moment dat, au trebuit fiecare dintre ele să plece de aici, de pe pământ. Dacă am zis două personaje, mai zic și două plecări. De ce zic două plecări? N-au plecat deodată, dar au plecat amândoi. Și de aceea vă spun încă o dată, tuturor celor ce mă auziți, într-o zi, toți cei ce suntem aici vom pleca de pe pământul acesta. Toți oamenii mor, dragii mei. Uitați-vă ce zice Scriptura, versetul 22 din pasajul pe care l-am citit. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Nu vedeți ce diferență? Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Ei bine, dragii mei, toți oamenii mor. Despre moartea unora scriu ziarele. Alții mor încât nu știe nimeni că s-au dus. Cert este că toți mor și nimeni nu scapă. Era o poveste arabă despre un arab din Bagdad care la un moment dat s-a dus foarte grăbit, a venit de la târg, unde era el la târg și a venit foarte grăbit la stăpânul lui și a zis: stăpâne, dăm cel mai iute cal pe care l-ai în grajd, că vreau să fug la Samara. Și a zis stăpânul: dar ce ai, dragul meu? Zice: astăzi m-a căutat moartea în târg. M-a căutat moartea și trebuie să fug repede la Samara. A zis: du-te, ia calul cel mai iute și du-te. Și a plecat arabul spre Samara. Și stăpânul lui s-a dus prin piață să vadă ce-i cu el. Și când s-a dus acolo, zice povestea, că s-a întâlnit cu moartea. S-a apropiat de moarte stăpânul lui și a zis: hei, moarte, de ce mi-ai speriat robul? De ce mi l-ai speriat așa de tare? Zice: n-am vrut să-l speriu, dar m-am mirat când l-am întâlnit, că după masă am întâlnire cu el la Samara. Știți ce înseamnă asta? Că oricât ai vrea să fugi de moarte, n-ai să scapi. Toți vom trece pe acolo. Și ciudat este că noi oamenii știm asta. Nu vedeți, toți sunteți de acord cu mine că toți vom muri. Dar știți ce e ciudat? Că nu ne pregătim pentru asta. Sunt unii și zic așa: a, vine moartea, dar nu chiar acum. O să vină cândva. Că, auzeam, iertați-mă că acum vă mai spun o poveste despre unul care a făcut o înțelegere cu moartea să nu vină la el fără să-l anunțe. Și într-o bună zi, în timp ce era în camera lui, se uita în oglindă și în spatele lui deodată a văzut moartea. Și omul, foarte speriat de asta, s-a întors și a zis: hei, moarte, pe cum ne-a fost înțelegerea? Că nu vii la mine fără să mă anunți. Și moartea i-a zis așa: păi da, eu tot te-am anunțat. Nu n-ai luat seama. Adu-ți aminte că atunci când am avut noi înțelegerea, n-aveai niciun fir de păr cărunt pe cap. Adu-ți aminte că atunci când am avut noi înțelegerea, nu purtai ochelari. Adu-ți aminte că atunci când am avut noi înțelegerea, n-aveai niciun rid pe față. Adu-ți aminte că atunci când am avut noi înțelegerea, nu erai așa de aplecat de spate. Știți de ce vă spun asta, dragii mei? Ca să înțelegeți fiecare dintre dumneavoastră că moartea e în jurul nostru în orice moment.
și semnele apropierii ei de noi sunt la fiecare pas. De fapt, odată ce ne naștem în lumea aceasta, deja suntem în prezența morții. N-ați auzit dumneavoastră copiii care mor? N-ați auzit dumneavoastră tineri care mor? Toți oamenii pleacă. Tocmai de aceea eu sunt aici în această seară ca să vă chem în numele Domnului Iisus Hristos să învățăm să ne pregătim pentru moarte. Pentru că e o diferență între felul în care pleacă oamenii. Unii pleacă în locul fericirii veșnice și vai, alții pleacă în locul chinului veșnic. De ce spun asta? Pentru că dacă am zis că sunt două personaje, dacă am zis că sunt două plecări, sunt și două poziții după moarte. Două poziții, care sunt astea? Paradisul, dacă vreți, și pierzarea. Uitați-vă dumneavoastră, bietul Lazar, toată viața a fost necaz și chin și așa mai departe, dar la capăt a ajuns în locul acela unde s-a terminat cu cerșitul, s-a terminat cu bubele, s-a terminat cu foamea și dorul după firimituri, s-a terminat cu statul afară după ușa bogatului, s-a terminat cu toate cele grele și rele. Dar s-a dus și bogatul. El s-a dus într-un loc al pierzării, într-un loc al pedepsei veșnice. Dragii mei, cel mai sigur mod de a te duce spre pierzare e ducerea aceea graduală în care nici nu-ți dai seama, așa? Câte un grad odată, numai un pic și schimbi direcția și te duci unde nu trebuie. Și când mă gândesc la bietul bogatul acesta, merită să zic bietul bogat. Știți de ce? Nimeni în viață n-a zis despre el că e bietul bogat, ci era un om despre care se vorbea numai în mod laudativ. Însă bietul bogat, bogăția nu l-a ajutat să trăiască. Oricât ai fi de bogat, oricât ai fi de puternic, când Dumnezeu zice s-a terminat cu viața ta pe acest pământ, trebuie să te duci și să dai socoteală înaintea lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun astăzi că iadul este o realitate chinuitoare. De aceea, dragii mei, vreau să vă spun, fără teama de a greși, poate nu-i plăcut ceea ce vă spun la o evangelizare, dar mă simt dator să fac lucrul acesta. Iadul există. Unii cred că e doar un subiect de bancuri, iadul. Am auzit oameni care ziceau, eu vreau să mă duc în iad ca acolo să mă distrez cu ăștia care se distrează, să nu mă duc în rai ca să cânt tot timpul. Dragii mei, oamenii glumesc pe seama iadului, dar cu iadul nu este de glumit, pentru că el este o realitate crudă, o realitate tristă. Și dacă ne uităm pe paginile Sfintelor Scripturi, învățăm ceva. Poți să ajungi în iad și dacă aici pe pământ te crezi binecuvântat. Ce ziceți de omul acesta? Ce-și zicea el probabil când trăia bine și avea toate cele? Vă spun eu ce zicea. Ce binecuvântat sunt eu. Ce bine merge mie. S-ar putea să fii foarte binecuvântat aici pe pământ și totuși să ajungi în iad într-o zi. De aceea am venit în această seară aici, eu de la Timișoara, ceilalți de la Toflea, de la Bârzava sau de oriunde din altă parte, am venit aici ca să strigăm tare, oameni buni adunați la Checea în Căminul Cultural. Nu e de așteptat, nu e de glumit, e urgent să ne întoarcem cu fața către Dumnezeu, singurul care ne poate da mântuirea. Dragii mei, aș vrea să conștientizăm câteva adevăruri. Și anume, iadul este un loc al chinului veșnic. Știți ce înseamnă asta, chin veșnic? Nu se termină niciodată, zicea bogatul. Grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Grozav sunt chinuit aici. Dragii mei, știți ce e interesant? Acolo în iad, memoria noastră a oamenilor, eu mă rog Domnului să n-ajungem niciunul acolo, dar memoria oamenilor în iad este activă. Știți că Avram îi zice bogatului, adu-ți aminte că... Știți ce înseamnă asta? Că acolo în iad oamenii își vor aduce aminte de toate zilele vieții lor. Știți, mă îngrozesc la gândul că s-ar putea să fie oameni care în această seară sunt la Căminul Cultural din Checea și dacă nu veghează și nu întind mână de împăcare către Dumnezeu,
acolo în iad își vor aduce aminte de seara asta. Își vor aduce aminte de cântările care s-au cântat, de predicile care s-au predicat. Tocmai de aceea, dragul meu, îți spun, cu iadul nu-i de glumit, cu iadul nu-i de jucat. Eu zic, Doamne, te rog, scapă-ne pe toți de iad și du-ne în raiul Tău, Doamne. Știți ce mi se pare interesant? Mi se pare foarte interesant să mă uit în Scriptură. Omul acesta în iad se roagă. O, ce bine era dacă s-ar fi rugat în viață. Ce părere aveți? Se roagă acolo în iad. Dar știți ce, ce mă miră pe mine? Acolo în iad el nu cere niciun fel de explicații, să zică, dar de ce am ajuns eu aici? Știți de ce nu cere niciun fel de explicații? Și de ce nu are de făcut contestații? Pentru că oricine ajunge în iad, ajunge pe drept. Nimeni n-are de făcut contestații acolo, să zică, Doamne, dar eu nu era cazul să ajung aici, că eu am mai făcut și nu știu ce faptă bună, că am făcut, eu am aruncat câteva firimituri lui Lazar cândva. Nu, n-a avut de făcut contestații. Nici nu cere să știe de ce e Lazar în rai. Pentru că nimeni nu poate contesta judecata lui Dumnezeu. Ascultați-mă bine, judecata lui Dumnezeu e dreaptă. Și știți ce mă miră? Bogatul acolo în Lazar, în iad, bogatul, când stătea și se chinuia în iad, nu cere să afle când se va isprăvi chinul. Știți de ce? Nu zice, Avrame, până când oare voi fi chinuit aici? El știa deja acolo, deja știa că e sortit să se chinuiască în vecii vecilor. Nu se întreabă când va ieși de acolo, pentru că el știe că iadul este veșnic. Nu cere dreptate, ci cere milă. El știe că e drept să fie acolo. Nu cere însoțitor și companie. N-avea nevoie de nimeni acolo în suferința aceea. De aceea vă spun, dragii mei, iadul e un loc de mare chin. Și știți ce e foarte interesant? Că până să ajungă omul acesta în iad, Dumnezeu i-a vorbit. Și tocmai aici aș vrea să insist în această seară. Aș vrea să vă spun că Scriptura ne zice așa, că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul. Dar omul, o, din nefericire, omul nu ia seama. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul, dar omul nu ia seama. Na, uitați-vă cum i-a vorbit Dumnezeu bogatului acestuia. Poate că veți zice, frate Filip, arată-ne unde i-a vorbit Dumnezeu bogatului acestuia. I-a vorbit și lui cum ne vorbește nouă în fiecare zi Dumnezeu. Adică, știți prin ce i-a vorbit Dumnezeu? În primul rând i-a vorbit prin bogăția lui. De ce zic că i-a vorbit prin bogăția lui? Dumnezeu i-a arătat în toată viața lui bunătate. I-a arătat că poate să aibă haine frumoase, că poate să aibă mâncare bună, dar el în loc să se uite la cel de la care vin toate lucrurile, a crezut că e meritul lui că le are. Frații mei și surorile mele, în Cartea Sfântă am citit un cuvânt care zice așa, nu crezi tu, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Asta ar trebui, când vezi pe Dumnezeul care e bun, ar trebui să te pocăiești. Sau zice Apostolul Pavel, că cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Dragii mei, Dumnezeu i-a vorbit bogatului tocmai prin bogăția lui. Ce frumos zice Apostolul Iacov, orice dar bun și desăvârșit vine de sus, de la Părintele Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Dragii mei, bunăstarea ta și faptul că ai pâine pe masă ar trebui să te oblige să te uiți în sus și să zici, Doamne, îți mulțumesc. Să înțelegi că prin ceea ce ai în frigider, Dumnezeu îți vorbește că e bun cu tine și bunătatea lui Dumnezeu ar trebui să te îndemne la pocăință. Înțelegi tu că bunătatea lui Dumnezeu este așa de mare? Eram tânăr, după Revoluție, 2-3 ani după Revoluție, am întârziat în oraș, în Timișoara,
Stăteam într-o stație de tramvai, era târziu, aproape de miezul nopții, la 12 se opreau tramvaiele, nu mai circulau. Așteptam și eu ultimul tramvai să vină, nu erau mulți oameni în stație, erau numai câțiva oameni acolo. Și am văzut că s-au întâlnit doi oameni care nu se văzuseră de multă vreme. Mi-am dat seama din discuția lor. Și unul dintre ei spunea celuilalt așa: să vezi ce casă mi-am făcut după Revoluție. Mi-am făcut casă cu mansardă. Să vezi cât am lucrat, ce am făcut. Și celălalt care l-a ascultat, știți ce i-a zis? Bine că te-a ajutat Dumnezeu să-ți faci. Dar lăudărosul acela a fost foarte ofensat. Și a zis: ce Dumnezeu, mă? Dacă nu munceam eu, tu știi cât am lucrat? Ce Dumnezeu? Vă rog să mă credeți că n-am mai putut răbda. M-am dus și m-am băgat în discuție. Și m-am dus la domnul acela care și-a făcut casa și am zis: domnule, iertați-mă, aș putea să vă pun o întrebare? Probabil credea că îl întreb cât e de înaltă casa lui sau câte camere are. De-am zis altceva, am zis: domnule, îngăduiți-mi să vă întreb dacă ar fi trebuit să vă întoarcă mama dumneavoastră cu cearceaful în pat, dacă ați fi fost paralizat și ar fi trebuit să vă întoarcă mama cu cearceaful în pat, v-ați mai fi făcut casa aceea așa de mare? Și dintr-o dată omul a zis: apoi da. Ei bine, dragii mei, vreau să știți fiecare dintre dumneavoastră, Dumnezeu ne vorbește prin tot ceea ce avem. Prin paharul de apă pe care îl bem, ne vorbește bunătatea lui Dumnezeu. Prin mâncarea pe care o mâncăm în fiecare zi, ne vorbește bunătatea lui Dumnezeu. Prin familia pe care o avem, ne vorbește bunătatea lui Dumnezeu. Nu vrei tu, bogatule, să înțelegi că îți vorbește Dumnezeu? Și în loc să te uiți la ceea ce ai și la purpura de pe tine, să te uiți în sus la Dumnezeu, să zici: Doamne, îți mulțumesc pentru tot ce mi-ai dat? I-a vorbit Dumnezeu bogatului: nimeni nu se duce în iad fără să-i vorbească Dumnezeu și fără să-l atenționeze Dumnezeu. Mă întreb, ție ți-a vorbit Dumnezeu în felul acesta? Prin bunăstarea pe care o ai? Oh, ia gândește-te de când n-ai mai umblat pe jos, numai așa de aici colo, puțin, pentru că Dumnezeu în bunătatea lui ți-a dat mașină. Ia gândește-te tu, dragul meu, la soția pe care o ai sau la soțul pe care l-ai. Aceasta este bunătatea lui Dumnezeu. Și zic încă o dată, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar nu numai atât, uitați-vă că nu se oprește. Dumnezeu vorbește în multe feluri omului. Nu se oprește la ai vorbi prin asta. Zice Scriptura că în timp ce bogatul își vedea de viața lui luxoasă, zice Scriptura așa: cu vremea săracul a murit. Știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă ceva. Bogatul a primit un semnal, un avertisment. Se moare. Ăsta a fost avertismentul. Cu vremea săracul a murit. Și dintr-o dată, când ieșea pe ușa lui, nu-l mai vede pe Lazar acolo. Și cu siguranță o fi zis: unde-i? Unde-i săracul? Unde-i cerșătorul? Și ar fi spus cei de acolo: a murit. L-au dus la groapa comună, la cimitirul săracilor și l-au îngropat acolo. Însă prin toate acestea, Dumnezeu i-a vorbit și bietul de el n-a vrut să ia seama. Dar nu numai atât, dragii mei, cred că Dumnezeu i-a vorbit și înainte să moară Lazar, știți cum? Ați întâlnit cerșetori? Dacă mergeți pe stradă și întâlniți cerșetori, când vă cer ceva milă, știți ce zice? Dă numele Domnului, Dumnezeu să răsplătească, Dumnezeu să... Așa-s cerșătorii, cu Dumnezeu în gură și mărturisesc despre Dumnezeu. O, de câte ori n-a auzit bogatul pe Lazar că-i zicea despre Dumnezeu și n-a luat seama. I-a vorbit Dumnezeu prin bogăția lui, i-a vorbit prin martorul de la ușa lui, i-a vorbit prin plecarea în moarte a lui Lazar și n-a luat seama. Dragul meu, în această seară vreau să-ți spun, m-am rugat și eu, s-au rugat și frații aceștia pe care îi vezi aici toți, s-au rugat ca Dumnezeu să-ți vorbească. Repet, când am plecat de acasă, m-am rugat împreună cu soția mea și am zis: Doamne,
adu-i acolo pe oamenii care trebuie să audă glasul tău. Să nu crezi că e Nelu Filip sau George sau Ilie sau Darius, să nu crezi tu asta. Dincolo de noi, de oameni, este Dumnezeu. Așa cum pentru bogat, dincolo de Lazar, era Dumnezeu. Și vreau să știi că în această seară Dumnezeu te-a adus aici. Dumnezeu a ales să-ți vorbească, pentru că lui Dumnezeu îi pasă de tine. El ar vrea să fii cu El în rai. Ție nu-ți pasă de sufletul tău. Eu vreau să-ți spun ceva, dragul meu. Este o singură cale spre rai. Una singură. Și sunt bucuros să-i rostesc numele. Iisus Hristos. Predica apostolul Petru și zicea: în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub ceruri niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți decât numele Iisus Hristos. În această seară vreau să-ți spun că El, Iisus Hristos, este aici, în căminul cultural de la Checea. De ce este aici? Păi L-am chemat, dragii mei, L-am chemat, ne-am rugat Lui. Zice: dacă doi sau trei se adună în numele Meu, Eu sunt în mijlocul lor. În această seară Iisus Hristos este aici. Și știți ce a zis Iisus Hristos? Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl, adică nimeni n-ajunge în rai decât prin Mine. Dragul meu, eu vreau să te întreb, n-ai vrea să-L alegi pe Iisus Hristos și împreună cu El să alegi raiul Lui? Înainte să plece de pe pământ, Hristos a zis: mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt Eu să fiți și voi împreună cu Mine. Dragii mei, aș vrea să conștientizați în această seară că Iisus Hristos este aici și Eu te chem. Acesta este mandatul pe care L-am din partea Domnului. Să te chem să-L alegi pe Hristos. Cu mai mulți ani în urmă, undeva în Anglia, un om bogat, dar credincios lui Dumnezeu, avea lângă casa lui mare mai mulți servitori, oameni care îl slujau. Unii se ocupau de grădinărit, alții se ocupau de grajdurile lui, alții la bucătărie, fiecare cu toate cele ale lui. Și la un moment dat omul acesta a găsit un copil orfan, care avusese numai mamă și a murit și mama lui. Și omul acesta credincios l-a luat la el acasă, l-a luat lângă curtea lui și a zis: copile, tu totdeauna vei avea aici o farfurie de mâncare, vei avea ce-ți trebuie, mai ajut și tu pe aici prin curte, mai trebăluiești pe aici, când vin în musafirii, du-le bagajele și toate cele. Și într-o bună zi, omul acesta bogat își sărbătorea ziua de naștere. Și când a fost ziua lui de naștere, știți ce a făcut? Și-a chemat toți servitorii și le-a zis așa: astăzi e ziua mea și pentru că e ziua mea, niciunul dintre voi nu mai lucrează nimic. Zi liberă, dar mai mult decât zi liberă, vreau să vă fac eu un cadou fiecăruia dintre voi. Și le-a zis așa, erau adunați toți, așa ca în careu stăteau în jurul lui, erau adunați toți și a zis: vreau să vă fac un cadou fiecăruia dintre voi și cadoul la alegere, dintre două lucruri. Fie o Biblie, fie 20 de lire. Alegeți fiecare ce vreți voi. A ieșit grădinarul în față și a zis: domnule, știindu-l credincios, a zis: domnule, eu aș vrea să aleg Biblia, dar soția mea tocmai s-a îmbolnăvit și atâtea cheltuieli avem cu doctorii, de aceea prefer cele 20 de lire. S-a apropiat, a luat cele 20 de lire, s-a retras la locul lui. A venit croitoreasa și a zis: domnule, eu aș vrea să aleg Biblia, dar tocmai mi-am dat copilul la școală. Și știți câtă cheltuială e cu școala? De aceea, eu prefer să iau cele 20 de lire. A luat și ea cele 20 de lire, s-a retras. A venit rândul bucătăresei și a zis: domnule, eu aș vrea să aleg Biblia,
dar atâtea datorii avem. Nici nu știu cum să mai facem față datoriilor, de aceea prefer cele 20 de lire. Și rând pe rând fiecare s-a justificat și a ales 20 de lire, pe care cu generozitate omul bogat le-a dat. A venit rândul copilului. Era printre ultimii care rămăseseră acolo. A venit copilul acesta și a zis: Domnule, eu aș vrea să iau cele 20 de lire. Dar când mă gândesc la mama mea, care îmi povestea mereu din Biblie, nu pot să iau lirele, vă rog, mie dați-mi Biblia. S-a apropiat copilul, a primit Biblia și s-a retras și foarte curios, retrăgându-se înapoi, a deschis Biblia și hop, în Biblie vede 20 de lire. Copilul se duce înapoi și zice: Domnule, cred că e o greșeală, în Biblia mea sunt 20 de lire. Știți ce a zis bogatul? A zis: nu, lasă-le acolo, acolo e locul lor. Și copilul dă să se întoarcă și deschide Biblia în altă parte, alte 20 de lire. Domnule, încă 20 de lire. Și omul i-a zis: lasă-le acolo, ele acolo trebuie să fie în Biblie. S-a întors, toți cei din careu se uitau spre el și a început să răsfoiască Biblia. Și răsfoind fiecare pagină, hop, alte 20 de lire, alte 20 de lire, alte 20 de lire, alte 20 de lire. Cine a luat Biblia, a luat cu ea multă bogăție. Dragul meu, eu vreau să te chem în această seară să-L iei pe Hristos. Pentru că împreună cu Hristos, tu capeți cerul întreg. Și nu numai cerul, îl ai pe Hristos în fiecare zi a vieții tale aici pe pământ. Veniți să ne ridicăm în picioare. Și pe fondul acesta muzical, dragii mei, eu aș vrea să fac ceea ce mi-a pus Domnul pe inimă să fac. Eu nu-mi fac decât datoria înaintea Domnului. Dacă în această seară tu vrei să-L alegi pe Hristos și cu Hristos alegi raiul Lui și toate binecuvântările pe care le dă El, de vrei lucrul acesta, aș vrea să arăți lucrul acesta printr-o mână ridicată. Domnul să vă binecuvânteze, Domnul să vă binecuvânteze pe cei de acolo din spate și pe cei de aici din față. Dragii mei, Duhul Sfânt mă îndeamnă să facem altceva. Ia uitați-vă dumneavoastră, vedeți mâna asta? E o mână așa de slabă. E o mână slabă, mâna mea. Dar mie mi-a fost dat să văd nu odată, ci de mai multe ori situații când mâna aceasta am pus-o peste oameni bolnavi. Mâna asta slabă. Dar peste mâna mea slabă a venit Dumnezeu și a pus mâna Lui tare. Și Dumnezeu a lucrat la vindecare. De aceea în această seară aș zice altfel. Și eu și păstorii care sunt prezenți aici vrem în numele Domnului să ne punem mâinile peste aceia care vor astăzi să se împace cu Hristos, să-L primească pe Hristos și împreună cu Hristos să primească mântuirea. De aceea, dacă ești aici, te rog, lasă locul tău de acolo și vino aici în față ca să ne rugăm pentru tine, punându-ne mâinile peste tine. Îndrăzniți să veniți de oriunde vă aflați, cât timp încă se mai cântă. Noi vă așteptăm ca să ne rugăm pentru voi. Păstorii, vom coborî jos. Vă rog să veniți până aici în față la scenă, pentru că în seara aceasta Dumnezeu a avut plan să te atingă. Dumnezeu a avut plan să lucreze în dreptul tău. În seara aceasta să nu crezi că-i Nelu Filip de la Timișoara sau frații de la Toflea. În seara aceasta aici este Iisus Hristos. Și în seara aceasta El vrea să se atingă de viața ta. El vrea să-ți dăruiască mântuire. El vrea să te fericească, să pleci cu adevărat fericit din locul acesta. De aceea, în timp ce frații cântă, vă rog să veniți aici în față. Ascultați-mă bine. Chemarea aceasta e cea mai serioasă chemare. Nu-i timp de așteptare. De aceea îndrăznește să vii de acolo de unde ești. Păstorii te așteaptă. Îndrăznește să vii de acolo de unde ești ca să ne punem mâinile și peste tine. Spun asta pentru că nu știu câtă vreme Dumnezeu vrea să te mai aștepte, dar în seara aceasta te cheamă Dumnezeu, nu niște oameni.
De aceea îndrăznește să vii oricine ai fi, de acolo de unde ești, vino. Ascultă-mă, eu fac ultima chemare, dar Dumnezeu este Cel ce poate să lucreze în dreptul tău. Îndrăznește să vii. Este loc la cruce.